Incidente la derbiul dintre cele două echipe din Craiova. La eveniment au luat parte numeroase forțe de ordine pentru a ține în frâu cele două galerii, iar centrul orașului a fost blocat. Incidente au fost și pe stadion, unde fanii au aruncat în teren cu torțe și fumigene. Din cauza materialelor pirotehnice ajunse pe teren, arbitrul a oprit partida de 3 ori. Petarde, torțe și fumigene la meciul dintre cele două echipe ale orașului Craiova. În dorința de a crea o atmosferă demnă de marile arene ale lumii, suporterii celor două formații au aruncat cu materiale pirotehnice pe teren, iar arbitrul Andrei Chivulete a fost obligat să trimită cele două echipe la vestiare timp de 10 minute. În ciuda rugăminților crainicului arenei, suporterii nu s-au lăsat cu una, cu două. Au continuat să arunce în teren cu torțe și petarde. Centralul partidei a fost nevoit să întrerupă de 3 ori meciul din cauza acestora. În cele din urmă, suporterii s-au calmat și au demonstrat că pot face atmosferă și fără să perturbe cursul meciului. Probleme au existat și în afara stadionului. Forțele de ordine au închis centrul orașului ca cele două galerii să nu se intersecteze și să se atace reciproc. De asemenea, suporterii celor două formații au intrat pe stadion urmând trasee diferite, din stadion la arenă, și păziți în permanență de forțele de ordine numeroase care au luat parte la meci. Meciul dintre Universitatea Craiova și FCU Craiova 1948 a fost câștigat de echipa oaspete cu scorul de 2-0. Golurile echipei conduse de Nicolo Napoli au fost înscrise de belgianul William Betten și George Ganea, fiul fostului internațional Cristian Ganea.